După eșecul de la Târgu Jiu din prima etapă a campionatului, CS Universitatea Craiova și-a reluat pregătirile pentru partida cu ASEA Târgu Mureș din etapa a doua. Astfel, albalbaștrii au astăzi programat un antrenament de la ora 18. Mâine este singura zi a săptămânii cu două ședințe de pregătire de la orele 10 și 18. Începând de miercuri până duminică, Vătăjelu, Ivan și colegilor au antrenamente după amiază de la ora 18. Luni de la ora 18:30 pe stadionul extensiv este programat meciul CS Universitatea Craiova-ASEA Târgu Mureș. Până atunci, albalbaștrii au programat în total 8 ședințe de pregătire. În partida cu mureșenii ar putea debuta la echipa din Bănie brazilianul Gustavo, sosit săptămâna trecută după ce a jucat timp de câțiva ani la echipe din Liga 3 italiană. Pandurii Târgu Jiu va întâlni joi în turul preliminar al Europa League pe Maccabi Tel Aviv, meciul din manșatur fiind programat pe stadionul municipal din Severin. Prețurile biletelor pentru meciul cu Maccabi Tel Aviv vor fi următoarele: 10 lei la peluze, 20 de lei la tribuna a doua, 30 de lei la tribuna întâi, 40 de lei la tribuna 0. Biletele se vor pune în vânzare la Târgu Jiu și Drobeta Turnu Severin.